De ce îngăduie Dumnezeu atâta suferință? Ai spus foarte bine că Dumnezeu îngăduie. Îngăduie din iubire față de noi. Dumnezeu iubindu-ne perfect, înseamnă că ne respectă la perfecțiune libertatea noastră. Ceea ce constituie drama noastră și ceea ce constituie cel mai mare risc în istorie. Riscul libertății omului. Dumnezeu a zis, pentru a da omului posibilitatea de a fi fericit. Pentru a da posibilitatea omului de a mă iubi, care constituie fericirea lui, și pentru a da posibilitatea omului de a deveni ca mine, îmi asum riscul libertății să-l riscul... fac ca mine. Da, 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 riscul Liber. libertății, riscul de a alege ura. Și bineînțeles, noi am ales ura. <laughs> am ales distorsiunea, distorsiunea existențială. Și leacul pentru ieșirea din ură, că nu se iese dintr-o dată. Da, încă o dată este vorba de ascetica biserice, este vorba de terapeutica biserice. Biserica, la ora asta, există o, o acută criză de identitate relativ la ce este biserica, cine este biserica, pentru că biserica este un cine, este trupul lui Hristos. Da? Și, bine, definiția asta este foarte adevărată, foarte concretă, dar puțin cam tare. În cauza asta, cred că ar, ar trebui să definim puțin ce este biserica, ce este ortodoxia da? pentru oameni. Încă o dată, cum spuneam, vorbesc destul de des pe tema asta pe site, pe chiliatorinte.ro, pentru că este o, o, mare nevoie pentru oameni ca să cunoască ce este biserica și ortodoxia. Ortodoxia este ramura medicinei, este ramura medicinei care se ocupă cu vindecarea sufletului. Este știința medicală corectă care are ca scop vindecarea sufletului și ajungerea la fericirea veșnică la îndumnezeire, la înviere. Asta este ortodoxia. Ortodoxia este terapeutică și are ca scop vindecarea bolilor sufletești în principal a morții, a morții. În bolile sufletești includ în principal bolile duhovnicești, pentru că unii fac distinție între bolile sufletești și bolile duhovnicești. Dar eu mă refer în principal la bolile duhovnicești, la patim, da? care și ele, bineînțeles că sunt boli ale sufletului și după care, dacă doriți în domeniul, mai să zic așa, psihologie și așa mai departe, care și asta se vindecă și de acolo încolo se vindecă și bolile trupești prin vindecarea bolilor sufletești, să știți bolile trupești se pot vindeca ca și amprenta lor asupra sufletului uman. De exemplu, cineva poate să fie foarte, foarte bolnav, dar ca și amprenta asupra sufletului uman să aibă o amprentă pozitivă, da? Adică omul respectiv să fie pe patru de moarte, am văzut astfel de oameni, pe patru de moarte, dar să aibă sufletul de diamant, să fie slavă lui Dumnezeu că mă duc la Dumnezeu, sunt foarte bine așa, -a și de departe, și s-a dus ca un puișor. Senin. Senin, foarte senin, foarte senin. Un îngrozit de, de moarte. Deci asta este Ortodoxia. Ortodoxia este, cum spuneam, știința medicală, Biserica este păstrătoarea acestei științe și Biserica este colucrarea dintre Dumnezeu și om în istorie, sub timp, pentru aplicarea acestei științe medicale. Cu asta se ocupă Biserica.